masă, scaune, da? Da, am avut. Da, masă și scaune. Factura 4, da? Și știți ce trebuie să faceți? Factura definitivă, așa, faceți somnare pe scaune și faceți așa și faceți factura finală, da? Da? Bine, mulțumesc. Mulțumim muzicii militare a garnizoanei Bacău. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune bun găsit la a treia ediție a evenimentului Expo Militar Securitate Națională și Siguranță Publică Bacău. SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. în parteneriat cu unitățile militare din garnizoana Bacău, baza aeriană 95 Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul de Jandarmerie Județean Bacău, Grupare de Jandarmerie Mobilă Bacău, Centrul Militar Județean Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Ele al Județului Bacău, Serviciul Român de Informații, Poliția Locală Bacău, Penitenciarul Bacău, Crucea Roșie Bacău, Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț, cea mai prietenia precum și Bacău, în iluminarea dumneavoastră, cu o gamă diversificată de produse, servicii și demonstrații. Alături de noi am avut expozați cu noutăți în domeniile, echipamente de protecție, echipamente de securitate, protecție civilă, prin ajutor de tehnică militară, produse tehnice și electrice, autovehicule speciale de intervenție, produse tradiționale și numai. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului director general al SC Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., domnul Cornel Tricope. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la startul acestei a treia ediții a Expo Militar, Sistemul Național de Securitate și Siguranță Publică. Iată așadar, continuăm o tradiție importantă pentru toți cei implicați în apărarea țării, în apărarea comunităților locale și în tot ceea ce fac până la lor pentru situațiile de urgență.
Este o onoare pentru noi să fim parteneri cu aceste instituții importante ale României și le mulțumesc și pe această cale pentru că au fost alături de noi în realizarea acestui important eveniment expozițional, dar și pe interactivitate cu publicul larg și, de ce nu, în prilej de a ne cunoaște în mod reciproc mai bine. De asemenea, vreau să vă invit pe parcursul celor 3 zile să vizitați expoziția, dar și să asistați la importante momente de demonstrații practice pe care marea majoritate a participanților la această expoziție vi le oferă în cursul zilei de mâine. Nu în ultimul rând, vreau să transmit un călduros la mulți ani Armatei Române, care săptămâna viitoare, marți 25 octombrie, își va serva ziua. Vă mulțumesc și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră profesională. Mulțumesc, domnul director. Este pe domnul comandor Florin Șerban Capitanu, comandantul garnizoanei Bacău, să vă adreseze câteva cuvinte. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule viceprimar, onorați invitați, stimați veterani de război, dragi camarași și locuitori ai orașului Bacău. Deschidem astăzi a 3-a ediție a Expo Militar Bacău, eveniment care face parte din seria manifestărilor dedicate zilei Armatei României, sărbătoare cu o rezonanță specială în istoria și conștiința poporului român, prilej de cinstire a celor care au slujit și care slujesc cu profesionalism, devotament și curaj sub culorile drapelului național. Ne dorim ca expoziția să fie o ocazie pentru dumneavoastră să-i cunoașteți pe concitadinii noștri care poartă uniformele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Administrației Naționale a Penitenciarilor și, de asemenea, în prilej de a vedea o parte din tehnica de luptă și de intervenții cu care se instruiesc, luptă sau acționează aviatorii, parașutiștii, artileriștii, specialiștii în comunicații, infanteriștii, cei care se aflează în oameni și bunuri materiale și cei care asigură liniștea comunității. Expoziția se adresează atât specialiștilor în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cât și publicului larg interesat de acest domeniu și ne-am bucurat dacă a trezit interesul celor tineri pe care sperăm să-i convingem să li se alăture și să le găsim în viitor în rândurile noastre. Folosesc acest prilej pentru a vă invita să participați și la ceremonialul militar și religios, organizat pe 25 octombrie, ora 12, la Monumentul Eroilor din Cimitirul Central, eveniment dedicat de asemenea zilei Armatei României. În încheiere, mulțumesc pentru organizare, participare, colaborare și sprijin tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment. Centrul de Afaceri și Instituțional Bacău, unitățile militare din garnizoana Bacău, Batalionul 634 Infanterie Petrodava din Piatra Neamț, structurile de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Ministerul Justiției, Primăria Municipului Bacău, Crucea Roșie Bacău, sponsor și partener media. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comandor! În continuare, invit pe domnul viceprimar Constantin Scripăț. Bună ziua tuturor! În primul rând, vreau să vă spun că sunt puternicii de primarul Municipului Bacău, domnul Cosmin Mecla, să vă transmit mesajul acestuia și să vă asigur de stima și considerația domniei sale. Suntem astăzi la o inaugurare a unei expoziții de tehnică militară. Avem în jurul nostru persoane care aparțin structurilor statului, structurilor naționale și locale, cei care ne fac să ne simțim mai în siguranță în viața de zi cu zi. Atentatele, teroriștii, nu mai sunt niște secrete pentru noi, nu-i mai vedem la televizor, avem ocazia, sau dacă trăim într-o Europa, unde asemenea atentate au loc. Este, de asemenea, sunt alături de noi și cei de la situații de urgență, care de asemenea, vedeți, ne confruntăm cu anumite situații pe care îi știm, îi dorim și avem între noi. Fac un apel către Bacăvani ca la aceste 3 zile să fie alături de noi, să vină la această expoziție, să vadă tehnica de ultimă oră, să vadă servanții acestora și
să nu se creeze o mare către panică, trăim într-o lume reală și continuu, trebuie să știm cum să acționăm, trebuie să știm cum să ne apărăm și în același timp să conștientizăm că în spatele nostru lucrează multe structuri care să ne asigure securitatea. Felicit de asemenea organizatorii, felicit toate instituțiile care participă și vă urez mult succes. Mulțumesc! În continuare, îl invit pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu. În numele colegilor din Consiliul Județean, dați-mi voie să vă spun bună ziua și mă simt onorat să mă aflu astăzi aici, la cea de-a treia ediție a acestei frumoase expoziții organizate de către Centrul de Afaceri Expozițională împreună cu unitățile din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cu unitățile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, garnizoana Bacău. Sunt convins că pe cele trei zile cât se desfășoară expoziție cu diverse echipamente, tipuri de armament, vor face beneficiul vizitatorilor, dar în primul rând a tinerilor și a copiilor, care cu siguranță vor dori să cunoască mai multe, să socializeze și de ce nu, în perspectivă, poate vor alege o carieră militară. Apreciez de la an la an creșterea atât ca diversitate, dar și ca număr de vizitatori acestei expoziții și a celor care s-au alăturat în organizarea, în afara celor care i-am menționat aici, mai sunt firme, persoane juridice, persoane fizice care au venit și au contribuit la organizarea acestui eveniment. Aș vrea, cu ocazia Zilei Armate care se apropie, 25 octombrie, o zi importantă pentru noi toți românii, să exprim toate gândurile față de cei care au ales să servească patria și să și să lucreze sub culorile drapelului național și să îmi exprim recunoștința față de cei care, militarii care sunt în rezervă și, și în retragere și de asemenea să ne aplicăm frunțele față de cei care, eroii care atât în trecut și în prezent au apărat interesele țării noastre, chiar cu propriile vieți. La mulți ani tuturor pentru dăruire, pentru profesionalismul și devotamentul lor. La mulți ani tuturor! Mulțumim! Îl invit domnul colonel Braga Ion, director Cancelarie Prefect. Onorată asistență, îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, la cea de-a treia ediție a expoziției Expo-Militar. Ținând cont că la prima ediție am fost și în comitetul de organizare, poate că nu mai mult mă simt extraordinar. Reprezint aici instituția prefectului, din păcate, din motive obiective, domnul prefectul poate fi aici, o să transmit cuvântul meu. Asistăm astăzi la un eveniment care ne evidențiază dezvoltarea echipamentelor și capabilităților militare, precum și multe tendințe și soluții tehnice obținute de cercetarea științifică în domeniul securității și apărării. Ne dorim ca, în întreaga lume, arma să rămână doar un simbol al luptei, folosită pentru antrenamentul competențelor și abilităților militare ale celor care și-au pus rământ în inimă să-și apere țara și neamul. Armata, inclusiv aici și toate structurile de arme, trebuie să rămână un factor de siguranță, securitate, ordine și stabilitate. Apreciem faptul că organizarea acestei expoziții devine o tradiție care are și rolul de a atrage tinerii spre o carieră militară. Felicitări tuturor celor care au pus urmă să organizeze această activitate și nu în ultimul rând, având în vedere că suntem în preajma Zilei Armate Române, vă transmit în numele prefectului județului Bacău și al domnului Ioan Ghica, profesorul personal, sincer la mână.
Mulțumim! Piloții bazelor și cincea aeriană vă invită pe toți cei prezenți în fața pavilonului expozițional pentru o surpriză aeriană. Vă invit afară, respectuos! Premierea primilor trei locuri la
tenis de masă. Locul 3, domnul Marian Mancea, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Locul 2, domnul Paul Băisan, Unitatea Militară 1801 Bacău. Și locul 1 și câștigător al competiției din acest an, domnul Mircea Ciubutariu, Unitatea Militară 0215 Bacău. La tenis de masă, locul 3, domnul Vasile Baciu, Direcția Județeană de Informații Bacău. Rectific, tenis de câmp. Locul 2, domnul Cătălin Bratu, Direcția de Informații Județeană Bacău. Și locul 1, domnul Cătălin Pușcașu, Unitatea Militară 0215 Bacău. Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Locul 2, Direcția de Informații Județeană Bacău. Și locul 1, Unitatea Militară 0215 Bacău. La fotbal, locul 3, gruparea de jandarmi mobilă Bacău. Locul 2, Unitatea Militară 01602 Bacău. Și locul 1, Unitatea Militară 02015 Bacău. În încheiere, mulțumim tuturor participanților la această ediție, îi așteptăm și la edițiile următoare și încheiem cu dictonul rostit de Pierre de Coubertin, ai învins continuă, ai pierdut continuă. În continuare, avem plăcerea să avem alături de noi pe domnul locotenent colonel în rezervă, Cojocaru Stelia, președintele Asociației de Tradiții Militare Românești, Regimentul 3, Artilerie 1877, care vă va prezenta uniforma militară specifică a Gărzii Bordarului din Primul Război Mondial. Domnul locotenent colonel. Stimați invitați, stimați comandanți de Unități Militare și oficiali ai orașului și județului Român, am fost prezentat cu domnul Cojocaru Stelia. Vă prezint cu capul asociației pe care vă prezint, vă prezint cu gardă la apel, gardă
la capelul meciului Ferdinand, gardă de primul război mondial. Această asociație care îmi conduc, împreună cu liceul Carmen din Bacău, omagează tradiția armatei române cu toate evenimentele naționale ale poporului român. Noi am participat la evenimente începând cu 24 ianuarie, cu 9 mai, cu OITIS. Am fost anul ăsta și la Comunitate, cu 8 anumesc, acum de 25 octombrie. Am mai avut evenimente cu 18 noiembrie, Zborul Unirii și pe 1 decembrie. Acești copii, cum v-am mai spus, sunt în clasa 11B, la liceul Cacte. Cu această ocazie vreau să amintesc să vă spun câteva cuvinte despre Oituz, unde au fost bătălii mari în primul război mondial. Și această Oituz a fost poate fi considerat ca un termopil al românilor. Dacă atunci armata română ar fi cedat, astăzi probabil că vorbeam altă limbă. În încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru atenția și aprecierea pentru care suntem primiți de către dumneavoastră. Vă mulțumesc să trăiți! Pentru cântarea sufletelor dumneavoastră, urmează un concert de promenadă susținut din muzica militară a garnizoanei Bacău, dirijată de domnul locotenent Valeriu Bărat.
Quiero ser blanco. Thank you.
Thank you.
a greșit ca un militar, așa trebuie să fie, ca ceva din amicul, că așa te uiți. Vin și vă rezolv. Așa stai, așa. Nu, arma nu. Și cum este aplicat? Așa, așa, așa. Ăsta se reviează, măi. Atenție unde puneți, mă, la pitoasă. Super, da. Hai să mai schimbăm arma, îți dau un Astăzi am deschis expoziția militară ediția a treia. Deja avem o tradiție la Bacău. Suntem de altfel singurul
organizator din afara Bucureștiului, care menținem această tradiție de expoziție militară și tot ceea ce înseamnă siguranță și securitate publică. Avem partenerii puternici care sunt alături de noi, Garnizoana Bacău și toate instituțiile care fac parte din sistemul de apărare național a țării, siguranță și securitate, astfel încât oferim publicului larg șansa de a cunoaște mai bine activitatea acestora, precum și un bun prilej pentru viitorii absolvenți de facultate sau de liceu să se înscrie eventual într-o meserie pe care pe viitor o pot îmbrățișa cu succes. Nu în ultimul rând, este și un mijloc foarte bun de a cunoaște mai bine unele din aspectele profesionale interesante ale acestora și sunt câteva noutăți pe care noi le-am promovat în acest an, respectiv câteva exerciții demonstrative în premieră care au loc sâmbătă pe 22 octombrie și de asemenea este un simulator aflat în dotarea Serviciului Român de Informații, în care oricine vizitează expoziția poate participa la un exercițiu virtual de luptă antiteror. Sunt câteva lucruri foarte interesante și vă așteptăm în acest sens să vizitați expoziția noastră, care se închide duminică la ora 15. Până atunci sunteți bineveniți și să petrecem câteva clipe împreună la pavilionul expoziționale de la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacă. Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite și celor care doresc să viziteze expoziția noastră în lunile următoare. Astfel, în perioada 11-13 noiembrie are loc expoziția de vânătoare și pescuit, aflată deja la a 6-a ediție, dar în care nu invităm numai vânătorii și pescarii, invităm pe toată lumea, pentru că sunt multe lucruri interesante de văzut și de cumpărat, chiar dacă ești sau nu ești vânător și pescar. De asemenea, vor fi și acolo câteva elemente surpriză. Vom face un concurs de gastronomie vânătorească, în care materia primă este asigurată de partenerul nostru, Rom Silva. Și de asemenea vor avea ocazia să urmărească, să vizioneze și câteva din exponatele Muzeului Cinegetic Posada. Și nu în ultimul rând, invităm pe toți vânătorii care dețin trofee cinegetice să vină de luni până vineri, în ziua primă a expoziției, să depună trofeile la Comisia CIC de evaluare și să aibă astfel posibilitatea să-și evalueze din punct de vedere CIC trofeile pe care le deține. Este un efort pe care îl facem împreună cu partenerul nostru și de asemenea ne dorim astfel să venim în sprijinul acestui segment important din comunitățile noastre. Totodată, expoziția de vânătoare și pescuit este și un bun prilej de promovare a valorilor profesionale ale celor care activează în domeniu, de cunoașterea naturii și, nu în ultimul rând, de promovarea legislației în acest domeniu, astfel încât lucrurile să se întâmple așa cum trebuie pe acest domeniu. De asemenea, urmează salonul auto în perioada 18-20 noiembrie, salonul auto regional Moldova, ocazie cu care invităm de asemenea posesorii de autoturisme sau pe cei care vor să-și cumpere un automobil să viziteze expoziția și să afle noutăți în domeniu. Vor fi prezente majoritatea mărcilor existente pe piață și de asemenea vom mai avea câteva surprize spre final de an, cum ar fi Expo Food, cum ar fi Expo Cadouri, Bursa Vinului în perioada 9-11 decembrie, când de asemenea încercăm să ne apropiem ceea ce este nevoie pentru masa de sărbători de către consumatori.
pentru consumatori și nu în ultimul rând să oferim celor care activează în domeniul Horeca șansa de a încheia contracte avantajoase cu producătorii de vinuri, cu distribuitorii și importatorii de asemenea de vinuri internaționale.